Dicționar creștin ortodox. Cler. Denumire pentru slujitorii cultului. Termenul cleric este de origine greacă și înseamnă ales. În biserică, clerul cuprinde trepte ce diferențiază pe slujitori după felul în care au fost investiți, adică prin hirotonie și prin hirotesie. Cei care primesc taina hirotoniei formează clerul superior, diacon, preot și episcop. Ierarhia bisericească, adică clerul, este o instituție de origine dumnezeiască. Pe de o parte, ea este o continuare, la un nivel superior, a preoției vechi testamentare. În același timp, începutul și puterea carismatică a ierarhiei vin prin Sfinții Apostoli de la Mântuitorul Hristos, care după cuvântul psalmistului este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Clerul este format din bărbați vrednici care prin punerea mâinilor, adică hirotonie, primesc harul sfințitor al preoției, pe când în Vechiul Testament harul se dădea prin ungere. Din treptele clerului inferior au fost considerate trei mai importante, care au rămas și până astăzi, și anume citeț, psalt sau cântăreț și ipodiacon. Dicționar creștin ortodox.